Bună seara tuturor celor care la această oră urmăresc Televiziunea Plus, în special emisiunea Suceava în direct. Sunt Relu Gavrilor Sache și sper să aveți răbdare și curiozitate să rămâneți cu noi preț de o oră la o ediție specială a emisiunii Suceava în direct. O să vă citesc pentru început un comunicat primit de mine în cursul amiezii de la Agenția Națională de Meteorologie, o alertă din partea Agenției Naționale de Meteorologie cu cod galben de vreme severă imediată în județul Suceava, cu intensificarea vântului cu viteze ce vor atinge și 110 km pe oră. Fenomene meteorologice așteptate cu intensificarea vântului cu viteze de până la 110 km pe oră, fenomene asociate cu transport de zăpadă în județul Suceava, în special în zona de munte, la cota de peste 1800. Asta se precizează în comunicatul ANM. Foarte repede o să citesc și trei titluri, de fapt, a unor știri din presa locală de astăzi, urmând să comentăm cu invitatul meu despre aceste subiecte. În primul rând, trebuie să spun de o panică stârnită de coronavirus care a sporit ieri aglomerația la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava. Mulți oameni, având simptome de gripă și speriați de numărul mare de îmbolnăviri semnalat în Italia, au ajuns ieri la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava. În 7 din cazuri, medicii au avut suspiciuni de infectare cu coronavirus. În 2 dintre ele, acest lucru a fost infirmat imediat. O femeie a fost transferată la Iași, pentru celelalte femei erau așteptate aseară rezultatele analizelor. Bolnavii care acuză simptome asemănătoare gripei sunt îndrumați direct la ambulatorul secției de boli infecțioase, fără mai fi nevoit să treacă pe la urgențele Spitalului Județean Suceava. Ar fi o informație din Obiectiv de astăzi cu panica asta stârnită de coronavirus. De altfel, tot pe marginea acestei posibilități de îmbolnăvire cu virus, copiii rom trimiși acasă de la școala din Mironul după ce sute de părinți s-au întors din Italia și nu au anunțat autoritățile. De altfel, dacă ieri primarul comunei Valea Moldovei, Constantin Moroșan, a sesizat prefectura și Direcția de Sănătate Publică după ce aproximativ 300 de rom s-au întors zile trecute din zona Bergamo, Italia, și mai spunea primarul că se mai întorc încă cu niște microbuze romii din Mironul și că eu, citez, nu pot să intru la ei că mă expun prea mult. Asta declara ieri în cursul zilei de astăzi, contactat de colegele noastre de la InfoPlus. Primarul a dat puțin înapoi și a spus că nu e chiar așa, că nu sunt școli închise în Mironul, că școala, că e una singură, că nu ar fi chiar așa de mulți, de ordinul sutelor oameni care s-au întors. Vom afla cu siguranță adevărul și de la Info Plus, de la știrile Televiziunii Plus, dar și mâine din presa scrisă, presa online sau de la posturile de radio și tot ce înseamnă media suceveană. O sucevancă întoarsă de curând din Italia a pus pe jar autoritățile sanitare locale. Femeia de 33 de ani s-a prezentat ieri la unitatea de primire a urgențelor acuzând simptome de gripă și nu în ultimul rând, trecând în alt registru, probleme mari cauzate de vânt la depozitul ecologic la groapa de gunoi de la Moara. Multe tone, sute de gunoaie au ajuns pe terenurile localnicilor din apropiere. Vom vorbi despre astea toate, înseamnă sănătatea noastră, și despre sistemul de sănătate, de posibilitatea de a privatiza acest sistem așa cum doresc unii dintre guvernanți, cum doresc cei de la Ministerul Sănătății reprezentând Partidul Național Liberal, mă refer clar și strict la dr. Victor Costache, ministru al Sănătății, despre cum încercăm să ne protejăm, pentru că invitatul meu de astăzi este și președinte la Federația Națională Europrotec Consum și la filiala județeană și este și președintele Partidului Socialist Român, filiala Suceava. E vorba de Câmpul Ungeanul, de pensionarul, de omul care mai vine așa ca din popor la emisiunile noastre și încearcă să ne deslușească cum văd oamenii aceste probleme. E vorba de Vasile Bostaca. Bună seara, mulțumesc mult că ați răspuns invitației noastre. Bună seara dumneavoastră, bună seara telespectatorilor. Vă mulțumesc foarte mult, ca de obicei, că vă gândiți ca să invitați pe cineva care să ridice unele probleme care vorbește tot omul pe stradă și, cum s-ar spune, vocea străzii. Opinia oamenilor care văd ce măsuri ia actualii guvernanți, ca de fapt cei care au guvernat de 30 de ani și care guvernează de 30 de ani
țara și în primul rând se gândesc numai la ei, dar nu se gândesc la marea pătură dezavantajată care reprezintă 80% din populația României. Am primit și un comunicat de la Ministerul Sănătății, interesant de altfel, Ministerul Sănătății a trimis ceva cu titlu informativ, ce trebuie să știm despre noul coronavirus COVID-19, sunt și informații de la Ministerul Sănătății aplicate pe 10 elemente comportamentale care trebuie urmate, o să ajungem și la acest subiect, dar ca o privire generală, domnule Bostaca, vă rog, am citit știrile astea din presa locală de astăzi, da, cu probleme la unitatea de primire a urgențelor Spitalului Județean, foarte multă lume care are o banală gripă sau are temperatură sau s-a prezentat la urgențe, nu știu, nu vreau să creăm o isterie generală, departe de mine gândul ăsta și nu-mi doresc sub nicio formă asta. Dar a fost mare panică ieri în România, încă nu este niciun caz confirmat, cel puțin până la ora asta. E posibil să vedem zile viitoare care va fi mersul, ca să mă exprim așa mai puțin academic. Sunt probleme în mai multe zone din județul Suceava. Peste toate și vântul ăsta nebun face mari, mari probleme. Uite, deșeuri pe toate câmpurile, de la moara prin curțile oamenilor. Cam privire generală, dumneavoastră așa, ca om de munte, om care la poalele Rarăului, acolo vorbiți cu prietenii noastre, cunoștințe, cu rude. Sunteți un om din comunitate și vă întoarceți des în comunitate și vă aplicați atenția asupra micii comunități din câmpul moldovenesc. Micii mari comunități, da? Cum vedeți dumneavoastră și oameni ca dumneavoastră aceste mari probleme? Până ajunge la privatizarea sistemului, că ajungem și acolo. Eu vă mulțumesc foarte mult și aș putea spune că eu mă simt în suc propriu la astfel de subiecte, din cauza că eu provin dintr-o familie de sanitar, taică-mea a fost asistent sanitar într-o perioadă foarte critică, când după război populația a întâmpinat atâtea greutăți și atâtea boli, în afară de foamete, secete și mizerie, că a apărut TBC-ul, sifilisul, pelagra, toate bolile alea după război. Eu aș vrea să vorbesc și să spun într-o oarecare măsură în cunoștință de cauze, populația să nu intre în panică din cauza că eu nu știu în mod special despre acest coronavirus, dar am lucrat în combaterea atâtor boli infectocontagioase și știu ce înseamnă și după cât știu eu, virusul e foarte puțin rezistent la razele solare, la temperaturi scăzute, din cauza că, uitați, și virusul, eu nu știu cum de-l descoperă ăștia așa de repede, din cauza că virusul nu se vede nici la microscopul obișnuit, se vede numai la microscopul electronic. De exemplu, noi aveam foarte mare grijă ca să facem vaccinările la timp, vaccinările antirabici, că era foarte periculos dacă apărea turbarea cu virusul rabic, din cauza că se știe că turbarea după ce se instalează după perioada de incubație nu mai are niciun leac decât moartea. Așa că prea mult, eu nu știu de unde imediat s-a descoperit pe tot globul că a apărut în China și s-a împânzit acum în toate comunile. Oamenii nu trebuie să intre în panică că se știe treburile astea. Eu nu știu care-i treaba și cum combat și nu aș vrea ca să se crede cineva că mă bagă niște treburi care nu le cunosc și care să deruteze populația. Populația poate să creadă orice, dar eu nu știu cum le-a făcut imediat atâtea măști și atâtea... Păi, oameni buni, dar virusul nu are cum să-l vadă cineva, domnule, cum a făcut domnul Flutur când a omorât găinile, că punea oamenii ca să dezinfecteze șoselele. Păi, dar virusul se plimbă așa pe șosea sau mă știu ce... Asta e o exagerare și păcat că oamenii care nu știu și nu se temă, sigur că intră în panică de la orice.
Da, domnule, da, uitați, care... în schimb, suntem nepregătiți. Se spune că sub mandatul lui Victor Costache, Ministerul Sănătății nu a finanțat un program care s-ar putea dovedi vital pentru pacienții cu coronavirus. E vorba de o procedură numită ECMO, un program finanțat care la nivelul Uniunii Europene și a dat rezultate și în China, care în România nu a fost finanțat, cunoscută și sub numele de susținerea extracorporală a vieții. Tehnica ECMO se folosește la pacienții cu probleme pulmonare sau cardiace. De altfel, foarte mulți dintre cei decedați catalogați ca având coronavirus au avut aceste astfel de probleme cardiace sau pulmonare. În cazurile grave, când organismul nu mai poate susține singur oxigenarea sângelui, vitală pentru supraviețuire și refacere, se folosesc aceste aparate. Circuitul necesar funcționării aparatului, adică tuburile și filtrele de oxigenare, costă cam 5.000 de euro pe pacient. Și ajungem la costuri. Hai să nu mai... Și aici e marea problemă. Am și declarația prin care onor Victor Costache, ministru liberal, aparținând de PNL de multă vreme și implementând politici ale Partidului Național Liberal, a spus că vrea privatizarea unor unități sanitare mari, vrea privatizarea, dacă se poate, cât mai mult din sistemul de sănătate. Lucru care a dus la o îngrijorare, spune o firească. Bine, e o măsură de dreapta, dumneavoastră sunteți mai de stânga din câte știu, o să vorbim și despre Partidul Socialist Român, o să vorbim și de Partidul Democrat Social Român, PDSR-ul, PDSR-ul era pe vremuri, tot PDSR-iști au rămas joiți ăștia. PSD-ul, da? Partidul Social Democrației Românești. Nu vreau să fac afirmația lui Socaciu, care a spus că ăia hoți, ăștia hoți, mama lor la toți. Exact. Spuneți-mi puțin, vă îngrijorează într-adevăr posibilitatea ca mai mult din sistemul de sănătate să fie în sistem privat, pentru că trebuie să o recunoașteți dumneavoastră și o recunoaște și eu, și sunt mulți telespectatori care mi-au trimis mesaje. Dom'le, ei merg și își fac, să zicem, analize cu trimitere și pentru o banală analiză îi face programare peste 3 săptămâni. Omul până la urmă scoate 102 de lei și își face analiza ca să-și ia de-o grijă. Și ați pățit-o și dumneavoastră și prietenii dumneavoastră și vecinii și rudele. Ei, deja o parte din sistemul de sănătate este deja privat, clar. Dar ce... S-a ajuns acum la exagerări de genul și am văzut declarații făcute de mai mari Partidului Național Liberal care spun așa, domnule, vrei sănătate, trebuie să plătești, e clar, da? Da, deci, îți cumperi viața. Îți cumperi viața, adică tu ai contribuit 40 de ani la sistemul, la bugetul sistemului de sănătate, da? Și acum statul român spune, băi, gata, banii tăi s-au terminat, îți de mult cheltuiți pe garduri și pe mochete luxoase prin birourile directorilor de spitale și tu de acum trebuie să plătești dacă vrei un recipient de colectare a urinei ca să te duci la analize. Da. Eu vă spun... Și încă o dată aș vrea ca telespectatorii, pe care îi respect foarte mult, cei care mă mai opresc pe stradă și îmi cer părerea și așa, să fie convinși că ceea ce vorbesc eu în fața dumneavoastră aici, le vorbesc din cauza documentat, din cauza știu personal și o să vă dau exemple cu sănătatea și cu sectorul privat. Așa? Din cauza că noi am dat un comunicat, Partidul Socialist Român a dat și un comunicat de presă referitor la ministrul Victor Costache, care noi după felul cum procedează el și își bate joc de sectorul sanitar, de serviciul de sănătate publică, noi nu l-am ținut nici 3 zile în fruntea Ministerului și nu știu cum a ajuns acolo. El e născut în 1974, într-adevăr că are o biografie pe Facebook foarte pompoasă acolo, că a operat prin Anglia, prin Franța, prin America, prin mama nebii, numai în China nu s-a dus să nu ia virusul ăsta. Și atunci, dacă tu te duci și nu-i spun dumnealui sau dumneavoastră sau mai știu ce, că dacă el o să comporte așa, oamenii nu o să-i mai zică domnul doctor, o să-i zică mai Nea Costache. Din cauza că el trebuie să țină cont
că dacă a ajuns ministru, trebuie să fie ministru pentru toată populația țării, răspunde de un minister care e de mare importanță, că e vorba de viața oamenilor și trebuie să fie în mod nepărtinitor pentru toată populația. Adică, ce se întâmplă? Noi, ordonanța asta care a dat-o el 25-2020, vă dați seama, adică să iei bani din domeniul public, să-i transferi o parte din bani în domeniul privat, la clinicile private. Păi domnul, adică domnul, nu, că nu mai zic domn, ministrul Costache, e născut în 74 și văd că are o avere destul de fabuloasă și el și soția. Obținut cinstit din operațiile din străinătate. Da, domnule, nu, că unele operează gratis, domnule, văd că e foarte mărinimos. Are trei clinici private. Păi el s-a zbătut și nu știu ce șpagă o fi dat la coaliției dânsului ca să-l propulseze ministrul, numai ca să poată să rupă din banii ăștia publici, ca să financeze spitalele private spitalele și afacerile private. Dumnealui. Și afacerile lui. Eu n-am nimic, domnule, că eu am... Hai să vedem comunicatul venit din partea Partidului Socialist Român, care condamnă guvernul liberal pentru adoptarea la modul cel mai ilegal și antidemocratic a ordonanțelor de urgență, care au o serie de prevederi neconstituționale, spuneți dumneavoastră. Mai mult, prin toate actele normative adoptate, liberalii își exprimă într-un mod extrem de vizibil o atitudine destul de dușmănoasă la adresa poporului român. Pe ei nu interesează decât profitul. Cetățeanul de rând, adică peste 80% dintre români, nu contează pentru ministrul liberal și pentru guvernul liberal. Așa spuneți în comunicare. Eu acum scuzați că vreau să fac o precizare. Eu nu categorisesc oamenii după partide, că acestea nu sunt partide, că de multe ori sunt transformate, așa cum ai menționat, în sisteme mafiote, în grupări de tip mafiot. Clică de interese financiare. Păi dacă ministrul Costache, născut în 74, el a făcut, e născut la Iași, el a făcut școala pe cheltuiala statului, facultatea pe cheltuiala statului. Corect. Deci în banii noștri. Păi dacă eu taică. Cunosc, de ce vă spun? Că taică m-a prins o perioadă foarte critică, când nu erau medicamente. Ministrul ăsta e mai tânăr decât mine, puțin, cu vreo 2 ani, așa, adică și eu am făcut școala pe cheltuiala statului și bine, eu am, nu? Da, eu nu am încercat să iau niciodată un leu din banii tuturor și să-i pun într-o buzunarul meu. Eu mă mir ce tupioare, dar, domnule, o fi specializat, stați, domnule, că nu a zburat în cosmos, n-a făcut, ai înțeleg, că și eu am făcut operații, bine că la noi nu era responsabilitatea, mă, că dacă eu făceam o castrare de scroafă sau de armăsar sau mai știu ce, chiar dacă murea pacientul, vorba aia... Nu era malpraxis. Nu, așa, dar dispăgubea ada. Revin și la comunicatul trimis de Partidul Socialist Român la nivel național. Cunoscut fiind faptul că orice finanțare a clinicilor private de sănătate din fondurile publice va afecta un număr foarte, foarte mare de români. Partidul Socialist Român și domnul Vasile Bostac aici prezent le reamintește liberalilor că atâta timp cât sunt la guvernare, obligația să asigure asistență medicală de calitate prin sistemul public de sănătate și nici într-un caz să nu să financeze clinicile private de sănătate în subfinanțând sistemul public, în detrimentul sistemului public de sănătate. Dom'le, eu o să vă spun dumneavoastră o treabă. Eu pot să vorbesc în calitate de pacient. Eu și nu trebuie să supere că eu am medici care îi stimez foarte mult și chiar îți vecin cu mine doi medici foarte buni de la Câmpul Lung, domnul doctor Găleanu și doamna doctor Bruja, și îi cunosc de vorba aia de mici. Am toată stima pentru dâns și chiar dacă și-ar face clinică, își fac din bani cinstiți, nu cere de la stat sau mai știu ce. Dar eu vă spun, să vă dau un exemplu cu clinicile astea private. Că nevastă mea e cel mai bun medic pentru mine și cel mai sincer medic e nevastă mea. Că ea caută pe internet câte charge, câte mai pentru inimă, pentru desfundarea arterelor, pentru câte treburi din astea. Și de randament. Așa, și de randament. Că restul, eu vă spun, medicamentele astea e o filieră, așa, o afacere cu societățile astea farmaceutice, de n-aveți idei. Că mai înainte în Câmpul Lung era o singură farmacie,
și de multe ori bătea vântul prin ea că nu era o... Era lumea mai sănătoasă. Da. Și acum văd că-s vreo 5-6 farmacii și pline, e coadă la farmacii. Omul nu-și dă seama că... Caută măști de protecție, da, că nu mai sunt. Nu-și dau seama că astea toate sunt făcute pe bază chimică, de chimicale, nu sunt făcute din plante sau mai știu ce. Mai sunt și plante printre ei. Bine, da? Mai rătăcesc, dar da, vreau spun așa mai Hai să revenim la modul mare. Și da, spun... Deci în sistemul privat de sănătate, dumneavoastră ați fost prin spitale. Spuneți-mi, eu vă dau un exemplu. Plătiți hotelul propriu zis, nu că doar sunt aceiași medici care lucrează și în sistemul public și în sistemul privat, da? Care în sistemul public vine și face garda, operează, stă pe secție și nu ți-a nimic, pentru că e sistem public. Sau mai sunt și doctori care iau plicul în continuare, chiar dacă au salarii mari. Mai puțin, dar mai sunt. Hey, în sistem privat același doctor, dar la prețuri foarte, foarte mari. Ia du-te la un consult cardiologic, să zic, am ales și o specializare, la ambulatoriu de specialitate de la Suceava, de la Spitalul Județean, nu trebuie să dai nimic la doctor, stai vreo 4-5 ore, îți faci programare peste 2 luni, dacă e o aglomerație nediscusă, și a doua zi, dacă vrei, te duci frumos la privat, la același doctor, la cabinetul lui privat, dar plătești 400-500 de lei, 300, depinde cât e. Că îți face și test de efort. Eu aș vrea ca să nu uit, așa, eu le recomanda unor medici, că eu la Câmpul Lung respect și mă cunosc cu majoritatea, că e Târgu Mic, am o stimă deosebită, face domnul doctor Cosinski, care e cardiolog, am doctorul Alexa, care e medicul meu de familie și a râs de mine când i-am spus că mă duc la doctor la Târgu Mureș, este doamna doctor Helici, Cătălina, să dea Dumnezeu să-i țină în ravul, să poarte frumos cu pacienții. Bun. E drept așa, dacă vorbim de doctor, uite, este generația de medici tineri, domnul Bostacă și la Suceava, ieri sau alaltă ieri erau în toate ziarele informații și știri referitoare la anumite acte medicale făcute în premieră la Suceava de către medicii de la secțiile de boli infecțioase, dacă tot vorbim de coronavirus, săracii medici de acolo cred că sunt nebuniți de cap. Vorbim de secția de gastroenterologie, unde tot așa se fac lucruri minunate. Doctorul Achiței, doctorița Terteliu, sunt mulți medici extraordinari. Noi nu generalizăm. Noi spunem ce se întâmplă așa. Dar nu mi-a să spun cu treaba cu... Mergeți la... Ați fost la privat sau la stat când ați... Stai să vă spun cum ce-am pățit eu. Când nevastă mi-a zice, băi, hai că vorba... Nu, ea se gândește, băi, să nu mor înainte de a ne pregăti întâi cavoul ăla am făcut. Aha. Dar zic, la o mormântare vorba aia, acum să faci o mormântare ca la anunță. Zic, băi, dacă îl scăp și moare înainte de strângem bani. Așa. Și zice, hai, mergem la Cluj. Mergem la Cluj, dau telefon la doctorul urolog, așa când fac, când am avut de la niște medicamente pentru inimă, afectase medicamentele astea, vă spun eu, că afectează dacă e în exces așa, afectează alte organe și în primul rând ficatul, distruge și rinichii. Și zice, hai să dăm telefon la doctorul de la Chiribelian, de la Cluj. Și am dat telefon. Domnul doctor, când pot veni la dumneavoastră? Nu m-am mai văzut, sunt cu el de 4 ani, de când am avut infarctul. Deci, păi veniți, pui-mă la ora 7 seara, la mine la cabinet. Bun, domnule, am luat autocarul de la Botoșan la Cluj, așa am ajuns la Cluj, îl aștept la cabinet, îl aștept vreo un sfert de oră. Era seară de acum, zic, măi, a doua zi trebuia să vin înapoi acasă, trebuia să dorm la hotel, așa, și zic, domnul doctor, veniți la cabinet, zice, domne, vin acum, vine, într-adevăr, a venit, domne, zice, și eu, domne, ești plictisit, că am avut ore la facultate, am avut la spital, am mai avut și la cabinet celălalt. Obosit. Da, da, obosit. Și m-am uitat la el, zic, păi, domnul doctor, păi, de ce te întinzi, domnule, cât nu-ți ține? Mai poți? Păi, că nu mai poți, o să vii la mine să... Nu, o să vii la mine să mă întreb și să-ți dau pentru inimă. Așa. Mai glumeți dumneavoastră cu doctorii, nu? Da, zic să nu glumesc, că tot oamenii și... Dar ce se întâmplă? Eu spun asta ca să vadă niște oameni năcăjiți, să nu-și mai pune speranțele că
e Târgu Mureș sau Cluj. Așa. Am întâlnit și la Cluj pe doctorița Damian, care tot așa procedează. Cad oamenii așteptând pe hol acolo. Eu la mine... Cum e, la pomul lăuda să nu te duci cu sapă. Așa. Și te duci cu buletinul de analize. Buletinul de analize le faci la laborator, la Câmpul Lung, da? Uh-huh. Și el se duce și poți să pun și pe... ăla care măture de pe stradă, dacă știi să citească, și dacă mergi în minte, spune, păi asta așa, asta așa, asta așa. Asta e valoare depășită, asta păi, e normală, da? Că doar da? Sunt două rubrici. Așa e, și că privatizarea sistemului sanitar, fenomen de resuscitare a medicinii românești, în România sunt la ora actuală numai puțin de 56.295 de unități sanitare. Foarte multe. Da. Da? Și de stat și private, deci acreditate. Majoritar sunt publice, da? 75% dintre aceste unități medicale se spune că totuși sunt private. Vă spun cu privatizarea, dar să vă spun... Că a avut dreptate domnul doctor Alexa, care vorba eu țin la dânsul ca la un adevărat așa. Prieten, așa e medicul meu de familie, că a zis, domn Vasile, nu te mai du, domnule, la... Zice, în partea mea, du-te, eu nu mi-a zis să nu mă duc, zice, duceți-vă. Zice, dar noi avem urologi foarte buni în județ, avem cardiologi foarte buni în județ, că medicul meu de familie stă pătrăcica lui. Nu fuge și la spital sau în altă parte, își vede de pacienții lui. Așa. Și când am venit și i-am spus, uite, am început să râdă, zice, eu când v-am spus, asta e treaba. Și deci, asta e cu centrele astea, că la pomul lăudat să nu te duci cu sacul mare. Acum e vorba că, într-adevăr, sunt medici extraordinari și vorbeați de urologie și mi-am amintit, spre exemplu, la spitalul orășenesc din Gura Humorului este un așa, tânăr de, medic, da, urolog, din Republica Moldova a venit, toată considerația mea, în urmă cu vreo 2 ani, cred, era medic la spitalul de la Fălceni, l-a consultat pe tatăl meu, un om extraordinar și un profesionist, se duce lumea din întreg județul la Gura Humorului la acest bine, medic. Bine, da? Nu l-am cunoscut, dar că eu mă duc numai să controleze treburile astea, că după anumite vârste trebuie să controleze și... prostate și astea. Foarte modest, așa. Da. Și vă spun, deci asta e treaba. Și dincolo am spus, și la spital, și am apreciat-o și pe doamna doctor Helici, e tânără și are perspective. Principalul că chiar dacă e obosită, e bine să zâmbească la un om că îi mai ia durere, știți? Sau fiecare medic, nu vorbesc de dânsa. Dom'le, depinde cum te porți cu pacientul, din cauza că nimeni nu vine bucuros acolo. Clar. Vine tot cu niște necazuri. Iar cu treaba asta, cu noi nu suntem absolut, nu suntem de acord cu privatizarea, din cauza că noi am contribuit spitalele astea făcute, asta e început, ăsta sunt Ion, că am citit istoricul spitalelor. Așa. Primul spital a fost făcut aici și avea 10 paturi în 1780, când era Suceava sub austro-ungari. A fost un medic, așa, după aia a făcut spitalul ăsta vechi, care e vis-a-vis de spital. Vis-a-vis de spital, da? Și în 59 a început construcția spitalului, în 51, da. Și a început. Și în acum, plină era socialistă, da? Păi de-aia am rămas cu ideile socialiste, că de pe urma socialiștilor până în 89 s-a făcut ceva. Și acum, după 89, s-a făcut ceva, că le-a dărmat pe tot ce a muncit un popor. Cum era treaba cu zugrăvitul, dar nu reușiți voi să zugrăviți, că am construit noi. Dar uitați-vă pe internet și o să vedeți că la Timișoara este un spital cu 6 etaje, o clădire, nu? O clădire pentru spital din 89. Dar este și la Fălticeni, așa, în 89 a fost proiectul, 90 s-a turnat. Nu, dar s-a ridicat și rămas și... rămas paragină. Adică, cum ai tu să faci spital privatizat? Credeți că spitalul de la Fălceni, dacă l-a vărâit anul trecut și i-au pus firmă luminoasă, dacă e gol pe înăuntru, nu-i tot un fel de paragină, până nu-i dea drumul paragină. E clădire părăsită. Iar acest ministru, adică în loc să ducă să vadă spitalele astea, să le modernizeze, eu mă întreb altceva. Că am lucrat o viață întreagă în domeniul sanitar veterinar și știu care-i treaba.
De unde apare numai aparatura după ce face construcția, cât costă aparatura? Foarte mult, da. Și de multe ori de la spitale spune, zice, aici nu prea merge, aparatura e dereglată, nu știu, dar zice, veniți. Așa. E o întreagă mafie și aici sunt anumite firme, că tot vorbim de privat, firme private cu șmecheri din București, care unii dintre ei lucrează chiar în Ministerul Sănătății, care au firme prin fii, prin cumătri, prin soții, care au firme care asigură mentenanța la aparatură, repară aparatura la nivelul întreg, la spitale din întreaga țară, da? Și au niște prețuri de 40-50 de ori mai mari decât ar fi o reparație normală, la un preț listat normal. Hai să revenim puțin, domnule Bostaca. Deci, inițiativa Ministerului Sănătății de modificare a legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, prin care ministrul liberal Victor Costache și cei de la PNL în frunte cu Ludovic Orban vor propun liberalizarea programelor naționale de sănătate și extinderea acestora în sistem privat. Asta vă deranjează pe dumneavoastră, da? Deci dumneavoastră spuneți, programele de sănătate trebuie să rămână în sistemul public. Dom'le, dacă își face privatizare, treaba lui, dar și n-ai venit nicio legătură. La Suceava, în curtea spitalului vechi, că tocmai ați vorbit dumneavoastră că s-a construit prima dată spitalul vechi cu 10 saloane, în dreapta, în stânga, cum te uiți din stradă, în dreapta spitalului vechi din curtea interioară, știu, acolo era dermatologie și era... Așa, un mic institut, mic, o mică secție, cred că e cuvântul mai potrivit, o mică secție de... într-un parteneriat public-privat, da, cu o firmă din Cluj, cu Consiliul Județean Suceava, cu niște fonduri de pe la o firmă din Suceava și de la o firmă din Cluj, o mică secție de oncologie privată. Da? În dreapta spitalului. Așa. Știu că acolo era și oncologia, că am avut un prieten, Dumnezeu să-l ierte. În continuare acolo. Eu nu zic că nu-i bine, lasă să se construiască, că trebuie făcut ceva pentru oameni. Ăștia a ajuns într-o fază destul de critică a vieții. Dar va fi mai mult privat decât de asta. Dacă te duci acolo, o să te duci și o să trebuie să plătești, bănuiesc. E bine? Păi, aici cum să fie bine? Cum să fie bine? Din cauza că eu, hai să nu uit, doar să vedeți benefacerile care, că dumneavoastră mă întrebați pe mine, dar în ce relație sunt cu PSD-ul. Eu nu am nimic cu partidele, cu unii oameni în PSD, care noi, eu categorisesc oamenii români buni, români răi și cum era vorba cu șoferii, că sunt parte țara între români buni, da? Oameni buni, răi și șoferi. Și șoferi. Așa e și cu ei, oameni buni, răi și PSD? Și sau întâmplă, liberali, oameni buni, răi și liberali. Nu, dar liberali, săracii, vai de capul. Ce liberali, domnule, că liberali, înseamnă că ăștia nu-și cunosc istoria. Uitați! Constantin aici, Bacalbașa. E tatăl actualului parlamentar, da? Nu știu dacă copie, cred că așa că era Anton Bacalbașa care a scris Moșteacă. Așa, exact. Ca să vedeți cu partidele cum era Bucureștiul atunci, de altă dată primul volum. În perioada aia, după 1848. Mm-hmm. Și vă spun o treabă. O bătrână, ca să vedeți că îi se ajută pe ședinții și îi se ajută foarte bine. Din cauza că o bătrână care e foarte activă pe ședinții la Câmpul Lung moldovenesc, a căzut și și-a fisurat bazinul. Și acum era la spital și după ce i-a pus, a tratat-o și i-a pus centură gipsată, a zis că trebuie să nu avea unde să stea acasă, știți? Așa? Și de la PSD a zis, zice, dom'le, hai să o ajutăm, îmi dă ea telefon bucuroasă, zice, dom'le, să ca să știți că mă ajută ăștia mii de la PSD, și mă duc la un azil, așa, și în un azil nu-i dau numele, că e a unui PSD și o să zic că n-am nimic cu el, dacă a fost în țară și a făcut azil treaba lui. Dar e azil privat sau cum? Privat. Deci nu-i dați numele că îi facă ce în publicitate și după aia e mai grav, da. Așa? Și zice, stau aici, mi-a dat o cameră, așa, cu și la urmă cât i-a luat? Și la urmă, îmi spune după o bucată de timp, zic, domnul Vasile, nu știu ce să fac, că ăștia mă dea afară de la întâi, că zice, i-a dat ficiorul meu jumătate din valoare,
32 de milioane pe lună. Ea are pensia 1.200.000 vechi. Așa. Și... Am auzit și eu povești de astea, că povești realități de astea. Păi nu, dar am vorbit cu... Un profesor de istorie vestit, mi-a fost profesor de istorie și are niște probleme de sănătate. Acum 75 de ani, mai multe complicații, mă rog, proaspăt operat și dumnealui la secția de urologie a Spitalului Județean Suceava. Și omul nu se mai poate mișca. Și m-am interesat și eu la vreo 3 cămine de astea de bătrâni. Pe la Bogdănești e exclus că acolo e iadul pe pământ, chiar dacă e pe lângă o biserică, e urâcio stare acolo, se spune. Nu, dar acolo e avantajul că îl duci repede la, la groapă. Aia e singurul avantaj. Da, și m-am interesat și la Ilișești aici, m-am interesat și în două locuri la Ilișești și la Vadul Moldovei și peste tot. Cam toți spuneau la un așezământ, mă rog, socio-medical aparținând de arhiepiscopie, toți îmi spuneau că trebuie vreo 3.000 de lei pe lună ca să plătească un pensionar să ajungă într-un centru. 32 de... 3.200 de lei pe lună. Și asta are săraca... 1.000 și 100 pensii. Vă spun și cine îi... Nu mai spuneți, nu mai, lăsați așa. E vorba de... Deci n-aveți nicio treabă cu... N-aveți nicio treabă cu PSD-ul, nu? Deci nu înghițiți politicile PSD-ului. Domnule, știți de ce nu am? Păi da, la un moment dat au fost și într-o alianță când, când era Partidul Socialist al Muncii, au fost pe vremuri într-o alianță cu PSD. Dom'le, noi am făcut atunci pact cu diavolul. Așa au fost? Păi da, categoric. Că eu atunci am candidat pentru Camera Deputaților, a venit Dumnezeu să-l ierte pe Păunescu la Câmpul Lung ca să-mi susțină candidatura, tot absolut. Și după aceea ce a făcut? Ion Sasu și cu Mohora a bătut palma cu acest PDSR cum era atunci. Cine știe, i-a dat... Mai prin... trăiește domnul Mohora? Pe unde mai prin sudul țării, prin... așa. Așa, bun, hai, și vă spun, iar din coace, ca să vă spun local de ce nu pot să aud de PSD, din cauza că după 90, eu făceam încă servici, că eu după aia m-am pensionat cu grupa a doua, nu încăpea unii de un chioșc... care era în curtea dispensarului, un chioșc alimentar, și îmi făcea adrese că să-l mă de acolo, că dacă nu îmi face dosar să fac pușcărie. Și eu cum nu am vrut să fac pușcărie, așa, și i-a pus, după ce m-am pensionat, dispensarul ăla era deservit de doctorul Velisar Radu, unul care nu trebuie să-l laud eu, că e cel mai bun medic veterinar din zonă, așa? Și a pus niște taxe și uitați ca să nu credeți că spun minciuni, primarul care era PSD-ist cu gașca lui de acolo, el săracul, păcat că el a fost, a avut funcții mari și l-a ridicat Partidul Comunist, uitați, ca să nu credeți că spun minciuni. Și l-a făcut de a abandona după ce a renovat dispensarul, abandonat și acum la Sadova, în dispensarul veterinar care am muncit eu cu doctorul Albulescu și cu primărița Ciprigan. La primăria Comunei Sadova, da. Județul Suceava, către domnul Vasile Bostaca, inspectorul județean de poliție, a dat și la poliție. Dar vedeți că i-au pus în semneze și șeful de post. Și grav prevederile legale privind autorizarea exercitării construcțiilor respectiv, am înțeles. Da. Și uitați din coace și chitanțele, cum cerea chirii pentru dispensar. 150 de mii de lei pe vremea anilor. Și era, deci, 97, adică foarte mult. Domnul Rusu nu-i vinovat. Domnul Rusu, că e profesor de istorie și doctor în istorie și a fost director la școala de partid. De el săracul a luat-o în barbă, cum se spune, așa, da. Mai, așa hai să revenim la sistemul... S-a manipulat. Am înțeles, deci, care e o durere mai veche, dacă e de prin 97. Domnule, eu spun tatăl nostru totdeauna în fiecare zi și spune iertați păcatele, așa prietenilor așa cum și Dumnezeu nu ierte pe noi. Așa că eu iert, dar este o vorbă că ierți, dar nu uiți. Corect. Îngrijorare, spaimă și durere pentru la gândul privatizării integrale a sistemului de sănătate. Mai spuneți, ce durere mai aveți referitor la decizia asta lui Victor Costache de a merge cu sistemul public către sistemul privat? Domnule, în primul rând, noi,
Partidul Socialist Român. Noi avem congres acum pe 29 la București. Se pune problema, acest om n-are ce căuta în guvernul României. Deci veseare demisia punctuală a domnului Costache. Da, categoric, ducă-se, domnule, dacă ești specialist în chirurgie, du-te-mă și fă-ți meserie. Mie taică-mi mi-a zis totdeauna, măi, să nu pleci niciodată din profesia ta, din politică te poate schimba oricând. Așa. Dar din meserie, meserie nu se... Pe cine vedeți ministrul al sănătății? Nu mă interesează cine o fi. Dar, pe dacă trebuie să vă intereseze, cum chiar așa radical sunteți. Nu, domnule, se fie... Deocamdată este un guvern interimar, da? Din ăștia, din liberali ăștia. Vedeți vreo minte sclipitoare, vreun om care să poată desluși treburile la Ministerul Sănătății? Îl vedeți pe Raed Arafat, că tot s-a zvonit cu Raed Arafat când îl fac ministru, domnule, când îl fac prim-ministru, când îl fac... Adică nu sclipesc... Cel mai strălucit român acest Raed Arafat. Nu mă vorbim niciunul care mă uit, dar fiindcă ați pomenit de Arafat, nu mă gândeam la dânsul, dar într-adevăr omul ăsta merită. Omul ăsta a făcut o treabă, da? Cu toate, uitați că el a pornit cu acel smurt din sistem privat. El nu era privat, de fapt era o fundație, da? Era o organizație neguvernamentală. Da, la Târgu Mureș când a plecat el la drum. Da. În urmă cu Anșa. Domnule, un om serios, părerea mea. Dar vă că pune suflet, că se cunoaște omul după felul cum se manifeste. Dar nu vedeți dumneavoastră? Eu nu știu că nu mă bag în sănătate, că după aia tot pe la sănătate ajung, și dacă nu vreau să... Toți ajungem acolo, domnul ăsta. Că suntem mai tineri, mai bătrâni. De la o durere banală de dinți sau de picior sau de spate, nu vedeți, acum am fost la urgență în urmă cu vreo două săptămâni cu tata socru și am stat vreo 5 ore pe holurile alea la unitatea de primire a urgențelor la Suceava. M-au uimit. Bine, în ultimii 3 ani sunt frecvent pe la Spitalul Județean Suceava, pe la Spitalul de la Cluj, pe la Spitalul de la Târgu Mureș, cu necazurile mele de familie, cu părinții, mama, tata, Dumnezeu să-i odihnească în pace. Am avut de tras. Tot mai mulți tineri văd în spitale, foarte mulți tineri, tot mai mulți oameni mai mici chiar decât de vârsta mea, care nu au ajuns poate nici la jumătatea vieții, bolnavi de cancer. Cu atâtea chimicale și cu mediul ăsta poluant și așa, nu e de mirare, însă când vorbeați de Arafat, uitați, ăsta chiar dacă nu-i de naționalitate română, dar s-a romanizat și a devenit mai român decât românii. Că pe mine mă uimește unii care nu cunosc și chiar nu cunosc istoria ca să intre în politică, cât de cât, la orice nivel, trebuie să cunoști istoria, bărând să-ți cunoști istoria patriei. Că tot unii zic, da, nu vedeți Iohannes. Băi, dar ăsta e venit, ăsta nu-i neam, băi, că ăsta e, în țara noastră erau șvabi, țipțării și erau trei categorii de nemți. Și așa. Ei sunt veniți de 200 de ani în România și a avut și de suferit în Bărăgan când i-a luat, după ce au venit rușii, erau trupii sovietici și i-a mutat pe toți în Bărăgan și a făcut satele alea pe acolo, au avut de suferit. Care face ăla, nu, ăla e adevărat român, ăla care face și care ține cu poporul. Poate să fie și turc și să fie mai sincer. De ce să spunem? Eu nu pot să mă pronunț, sau noi nu avem niciun om, că noi nu suntem în Parlament, că niciodată n-am mai încăput. De când a distrus Partidul Socialist al Muncii după ce a murit Verdeț, noi n-am mai putut să obținem pragul din cauza că a ridicat pragul de la 3 la 5, anume ca să... Dar nu vedeți cât ești de perverși. Dar vedeți că acum numai 3 partide vor prinde pragul conform sondajelor, păi da? Da? Vor prinde cei de la PNL care, mă rog, sunt oarecum la guvernare, interimar, da. Neinterimar, sunt la guvernare și au și președintele. Cei de la PSD, care ci că sunt în creștere, și cei de la USR. Restul, PMP-ul nu mai prinde pragul, se spune. ALDE nici nu se mai discută. UDMR-ul e la ghici și ei au... Bine, UDMR-ul nici nu ar trebui să fie în Parlament, dar asta e altă poveste. Păi asta am vrut să vă spun eu. Deci cum să nu văd câte perversitate e la acești oameni din acest partid numit PSD? O perversitate ieșită, bără nu mai spune că sunteți de stânga, măi. Adică voi vreți să vă faceți pact cu diavolul, cu UDMR-ul, care tot timpul a înțepat și vorba și cu dictatul de la Viena și de când e așa de-a lungul istoriei.
Am avut probleme cu Ungaria, probleme teritoriale. Exact. Așa? Și tu te asociezi cu DMR-ul, dar cu PSD-ul nu. Din cauza că noi nu... Și când vedeți dumneavoastră că pleacă unul de la un partid la altul, unii... E o problemă și cu traseism în politică. Asta nu ar fi... nu e legal. Mm. Păi atunci spun, măi, în ce crezi? Mă, stacă. Partidul Socialist Român crede în ideea alegerilor anticipate pentru că văd băieții ăștia de la PNL... tânărul Ioan Balan, deputat de Suceava, de prin Burdujeni, dumnealui, acum uns mare vicepreședinte la nivel regional prin grija domnului Flutur, că e copilul domnului Flutur de suflet, domnul Balan. Are mulți copii, domnul Flutur. De suflet, da. Vrea alegeri anticipate și zice că e cea mai bună soluție pentru România, musa e alegeri anticipate. De ce să nu le lăsăm la termen? Care e problema? Nu, știți de ce? Eu vă spun, pe toate căile se urmărește. Vă spun eu, care nu că ar ține cineva cu acest liberal sau cu domnul Flutur nici vorbă, așa. Nici cu domnul Lungu Ionan nimic, că nu sunt adversarii mii politici, exact. În primul rând, dar ca să mai disloci, să mai împrești această grupare numită PSD, că ăștia au pus mâna pe averea țării în 90, ăștia au devenit miliardari, toate caracaticele lor și toate progeniturile lor. Sunt destui miliardari și în PNL, da? Păi da, nu, da o parte din PNL... Tot din PSD, tot din PSD. Pe filiera PD, PDL, știi da. Că din PSD s-a rupt, a făcut PD-ul, după aia PDL-ul și hop, au ajuns liberal. Dar ei, de fapt, sunt foști PDS-riști. Dom'le, așa a fost și după război, că când din legionari au intrat în Partidul Comunist și și-au atins scopul prin Partidul Comunist. Eu am stat de vorbă și cu oameni, cu legionari, e vorba, e oameni serioși, cu starițul de la Mănăstirea Rărău, nu de piste munte, Mănăstirea Rărău, de la noi, de pe Izvorul Alb. Am avut ocazie, Dumnezeu, să-l odihnească cu Iustin Pârvu și am stat de vorbă la Petru Vodă. Am avut legionari în Câmpul Lung, pe Catargiu, așa, care am stat de vorbă cu ei, cu oameni. Erau adevărați patrioți, dar în fiecare partid sunt golanii lor, cum s-ar spune pe românește. Mai este o vorbă, zice, băi, fiecare țară are proștii ei, dar nicio țară nu își propulsează în fruntea țării proștii. Are. Numai că la noi... Și noi parcă e concurs de proști la ministere. Când păi asta cum a spus... E Brucan. Să alegeți în conducere oameni proști, oameni așa, ca să-i puteți manipula. Din cauza că îi spun caracatița la nivel de teritorial, ca să poată să le scoată voturi așa. Spuneți că în România puterea politică a fost confiscată de multă vreme de o caracatiță de interese financiare. Dar noi nu avem conducători de stat, avem numai deținători de putere. Atât. Și așa, tragedia, știți care e tragedia? Că poporul, domnule, e mai ușor să amăgești un om decât să-l lămurești ceva despre adevăr. Că a spune minciuni e foarte ușor, cum spunea Mark Twain, dar ca să-l lămurești, să-l vezi, îi vezi, băi, nu vezi, mă, că ești amără, mă, prăpădii, mă, te duci la spital și dacă n-ai plicul cu loză în plic, nu faci nimica, vii cu mai mulți virus acasă decât cu cât te-ai dus, atunci ce să mai zici? Adică, eu n-am nimica cu circula o glumă pe paginile astea de socializare, pe Facebook, pe Instagram, pe, mă rog, pe toate. Coronavirusul nu vine în spitalele românești că se îmbolnăvește, adică se sperie de ce mizerie avem noi prin anumite spitale. Se spune... Câte bacterii și virus. Se spune, așa, spuneam că medicina mi-e teamă de coronavirus din cauza că ăștia din China i-a dat destinația să nu omoare din ăștia care cred în socialism. Așa, din cauza da? Că se urma și al Mao Zedong. Exact, e clar. Și noi... Spuneți-mi, uite, de o gripă banală au murit persoane, bine, majoritatea având o vârstă, 45 de morți înregistrați ca în urma gripei sezoniere în România, am avut în două luni de zile.
45 de morți, foarte mult asta. Auziți, de eu am fost bolnav de gripă și când eram copil, dar de acum pe toate crucile care au murit de acum înainte o să scrie mort de virus. Mort de coronavirus, mort de gripă românească, mort de gripă aviară, mort de gripă porcină, mort de gripă vaci nebune, mort de... Mai au ăștia de-astea... glume de astea cu parcă, noi. Parcă ar zbura virusul ăștia prin aer, domnule. Măi, culmea... Ce reclamații mai primiți la Europrotec Consum? Sunt oameni nemulțumiți? Bine, cred că cu energia electrică, cu telefonia, e în principal, nu? Domnule, în general, nu ne prea băgăm noi la... Faceți mai mult prevenție și ești informare, nu? Mă refer că nu, asta nu e un pericol de telefonia, că te duci tu singur să mai știu ce, sau... așa, dacă spui un termopan, cum am rezolvat cazurile cu termopanul, noi punem accent pe alimentație din cauza că noi nu știm, din cauza că săracii pălmași ăștia care erau crescători de animale și cel mai bun lapte era din zona de munte, că era flora spontană, asta, așa, așa? Și acum cum era fabrica de lapte de la Câmpul Moldovenesc. Și cilul de la Suceava. Și cilul de la Dorna, unde și era... Și Dorna, da. Mai, da, și da. Mai, și făceau Schweizer, brânză topetă pentru Olanda, exportau deci, în Olanda. Sigur că da. Da. Sau am avut abatorul de la Burdujeni, de aici. Praf și pulbere s-au ales de nimic. Toate. Nimic. Și vă spun o treabă, din cauza că omul săracul nu vede, că vede etichetele astea, noi nu putem controla... ce intră în membrana respectivă, mezelul. Cu odată ce bagi, poți să bagi o mâță și un câine, știi, așa cum mănâncă. Cum era alta? Să le povestim copiilor noștri că înainte de 89 eram atât de săraci încât tot salamul era făcut numai din carne, da? Acum nu prea mai vezi da. Salam, care are 25% carne. Mă uitam pe conservele de pate de ficat, domnule, pate de ficat 4, conține 4% pate de pasăre sau pate de porc. Ficat de pasăre sau ficat de porc într-o conservă, de-aia 4%, da? Că restul-s chimicale, restul-s prafuri. Da, categoric. O mers un coleg de-a mea din presa scrisă de la Iași și coleg și de televiziune și de radio la o fabrică de astea, de prafuri de astea, de euri. Da? Și zis, domnule, îi spunea directorul fabricii de acolo, inginerul, chimist, șef, îi spunea, eu acum îți fac ce vrei tu de aici, iau de pe raf 3 prafuri și îți fac înghețată, îți fac pan de șpan, îți fac ce vrei tu. De. Lipie, mă rog. Eu vă spun, dar noi am avut... Deci mâncăm prostii, multe prostii. Noi am avut abatorul de la Burdujeni, era renumit în țară. Un minut pe final de emisiune, vă rog să trageți un semnal de alarmă privind... privatizarea sistemului de sănătate, că de asta ne-am întâlnit în seara asta. Dom'le, privatizare, eu vă spun o treabă, eu nu am nimic cu medicii, dar să fim clar cu ce nu suntem noi de acord. Cum poți să faci față la un spital, fost spital sau actualele spitale, când tu trebuie să fugi repede și la cabinetul tău, și la universitate să, dacă predai. Ăsta, ministrul ăsta trebuie să aibă un creier electronic, domnule, ca să, așa, și deci eu n-am nimica, dar trebuie să gândească dacă ar fi acești medici, trebuie să gândească, oare dacă aș fi tata și mama și eu n-aș fi medic și aș fi în situația acestor bolnavi care stau la coadă și ea dorm. Știți prea bine, au fost atâtea emisiuni, pacient în România, sistemul sanitar moare și sistemul sanitar, un pacient care nu mai poate fi tratat, au fost anchete naționale. Eu cred că de sistemul ăsta de sănătate am putea vorbi ore și ore în șir. Dom'le, eu vă spun din cauza că eu le-am trăit. Cred. Eu le-am trăit. Vă mulțumesc mult, vă doresc mult succes și drum bun la București. Mergeți la congres, nu? Unde e congresul? Nu, o să trimit pe altcineva. Aveți delegați la congres, da? Din partea Organizației Județene a Partidului Socialist Român, la congresul de pe 29? 29, da. Săptămâna viitoare va fi congres. Și sper să ne revedem la o emisiune Suceava în direct cu domnul Vasile Bostaca, președintele Organizației Județene a Partidului Socialist Român, să vorbim și de congresul ăsta. Să mai vorbim de ce se mai întâmplă în România. Când credeți dumneavoastră... Toate bune, sănătate. Eu vreau satisfacția ca să înțeleagă că numele celor mulți și dezavantajați, că altfel nu aș veni, că nu vin de plăcere, că nici nu sunt frumos, ca să zic, să îmi etalez prezența mea aici și nici... Eu, telespectator, o durere din suflet, le doresc multă sănătate la toți și numai bine să dea Dumnezeu. Și să dea Dumnezeu să vă păzească de virus, că poate nu ajunge pe aici, așa, poate își clintește picioarele pe undeva.
Sănătate, domnule Bostacă, și dumneavoastră vă doresc toate cele bune.